Vă salut, oameni buni! Astăzi sunt în satul Drăușeni, comuna Cața, județul Brașov, un sat secuiesc. Eu mă îndrept înspre Brașov. Nu voi rămâne acolo, dar asta este direcția. Vin de la Sovata. Iar mi-a tras atenția în acest sat casele vechi construite din piatră, ca aceasta, de exemplu. Și am zis să opresc să fac și o filmare. Uitați, destul de mare casa. Bine a fost că este o ruină acum, dar e construită din piatră masivă. Și mai sunt multe altele la fel ca aceasta. Sunt și câteva case care arată cât de cât îngrijit, dar în general sunt în paragină, sunt părăsite din ce am văzut. Eu am lăsat mașina în centrul satului și am venit aproape de marginea lui. Nu am găsit multe informații despre acest sat pe Wikipedia, doar că la ultimul recensământ avea puțin peste 500 de locuitori. E destul de liniște, mai trece din când în când câte o mașină, dar oameni pe stradă nu prea am văzut. Uitați! Încă o casă veche, ea este, are tencuială pe deasupra, dar a picat și ne arată că a fost construită din piatră. Intrarea, poartă destul de mare de lemn, dar stă să pice. Stă să pice zidul acesta. Uitați, lângă e o casă îngrijită. V-am spus, sunt și case locuite și îngrijite. Aici la fel. Această casă aflată în paragină și sigur nu mai este locuită, se află între două case normale, curate, întreținute, după cum vedeți. Uitați, vedeți jos piatră. Din asta deduc eu că toate casele aici sunt făcute din piatră, sau majoritatea. Uitați și aici la fel, piatră. Tocmai a trecut acel domn cu bicicleta, s-a uitat la mine, eu am salutat, el nu a salutat. Probabil că se vorbește ungurește și cine știe. O vede cu camera în mână, le place, nu le place, nu am ce să le fac. Asta este situația. Iar aici este biserica fortificată evanghelică din centrul satului. Altă casă în paragină din piatră. Despre biserică am găsit informații că este construită în secolul al XIII-lea. Sunt curios dacă putem intra înăuntru. După cum pare zona, totul este închis. Alte două case acolo. Am mai trecut prin niște sate la fel de vechi, la fel de pustii până acum, cu drumul foarte, foarte prost. Deci drumul acesta în sat arată cât de cât bine, dar între sate este dezastros, să-ți rup mașina și nu sunt semnalate gropile. Și mai era un sat în care aș fi oprit, era plin de berze, plin de berze. Dar uitându-mă pe stânga, pe dreapta, undeva unde se las mașina, mai cam ieșit din sat și nu am mai oprit. Oricum, atracția acolo erau berzele, pentru că lângă sat am observat pe hartă o mare baltă.
Am ajuns și la... Asta e intrare în biserică, aici alta. Uitați și voi lactul pus pe ușă. Ce putem vedea noi pe aici? Cam atât. Bineînțeles că zidurile ei sunt de piatră, dar chiar sunt curios dacă zidurile ei sunt de piatră și casele sunt construite tot cu ziduri din piatră. Satul datează și el din secolul XIII. Aici avem ceva informații pe un panou. Mă mir. Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Brașov. Măsuri pentru conservarea și protejarea arhitecturii tradiționale din mediul rural, zonele protejate, Trâmplăria. Recomandări: reabilitarea ferestrelor vechi, în cazul în care nu se mai pot salva, se înlocuiesc cu geante în opan și rame numai din lemn, având croi identic cu cel tradițional, păstrând detaliile și numărul canatelor, nu știu ce sunt alea. Se păstrează obloanele din lemn, se restaurează sau se înlocuiesc cu obloane din același material. Se interzice extragerea tâmplăriei, ferestrelor originale din fața casei, deteriorarea încadramentelor, cine a scris asta? Modificarea golurilor. Recomandări la porți: păstrarea formei, proporției și culorii modelului original și a feroneriei istorice. Reabilitarea se va face după același model. Se interzice înlocuirea porților tradiționale din lemn cu cele din metal sau material plastic și atașarea de semnalizări sau reclame. Citiți și voi mai departe dacă vreți, puneți pauză. Și aici la fel. Mi se pare un lucru bun ăsta pentru păstrarea tradiției, chiar interesant, dar ce se întâmplă cu acele case în paragin? Uitați aici, s-a înlocuit geamul cu termopan. Aici este agropensiune. Adică aici vin turiști în acest sat? Da. Ori veni secuii care au trăit odată pe aici, sau cine știe. Uitați, astea trebuie renovate dacă se impun anumite reguli, iar care sunt părăsite să fie luate de primărie și făcute, refăcute de aici, din banii lor, nu? Aici, căminul cultural, comuna Cața, sat. Căminul arată foarte bine, ori este renovat, ori este nou. Și așa arată biserica de aici. Aici am parcat și o mașină, lângă căminul cultural. Și voi mai face câțiva pași în față, să mai vedem pe stânga, pe dreapta cum mai arată casele, apoi mă întorc și îmi văd de drumul meu. Aici jos este numai din piatră, iar sus bolțari, parcă se numesc. Gardul din piatră. Clar, tot satul este construit din piatră. Toate casele din sat, biserica. Și ce piatră! Și ia uitați aici, odată, cu câțiva ani, s-au investit bani din fonduri nerambursabile, probabil, pentru a se construi această alee pietonală. Da, dar casele astea sunt părăsite, deci aici nu stă nimeni, sigur, se vede. Aici nu stă nimeni. Sunt multe. Uitați, o casă care arată bine, cu niște cauciucuri de-astea pe post de ghivece.
aici am observat că lumea nu salută pe aici. A mai trecut un copil pe bicicletă pe lângă mine. S-a uitat la mine, eu respectuos salut și n-a zis nimic. Ce părere aveți? Sunt needucați? Nu le plac românii? Sau nu vorbesc românești? Eu nu știu, adică, cum să pun problema. Altă casă, în paragină, geamuri sparte, se vede că nu stă nimeni în ea. Și aici probabil la fel, probabil, nu știu ce să zic. Da, dragilor, cam așa arată un sat secuiesc, construit din piatră, destul de vechi, am eu impresia. Gălăgie mare pe aici pe străzi, camioane, tractoare. Fac o pauză. Nici cei din tractor n-au salutat. În sate la noi, în partea mea acolo, se salută, se dă bună ziua, chiar dacă nu salută ei de obicei. Cred că sunt ceva probleme, oricând nu sunt al satului, nu sunt cunoscut, dar la noi acolo, în Muntenia, chiar dacă nu ești cunoscut, se dă bună ziua. În fine, asta este altă problemă, alt subiect, altă discuție. Cam așa arată un sat secuiesc, cred eu destul de vechi, construit din piatră, 100%, 90%, nu știu. Construcțiile vechi cu siguranță sunt toate din piatră. Biserica evanghelică și aia este din piatră, dar așa se construiau înainte bisericile în secolul XIII. Posibil și satul acesta să fie din același secol. Ce părere aveți? Cum vi se pare? Ținând cont că la ultimul recensământ avea doar 500 de locuitori, cred că acum numărul a scăzut. Iar ușor, ușor, probabil că va mai scădea, pentru că lumea de obicei acum pleacă de la sat. Și sincer să vă spun, nici nu știu cam ce să faci pe aici, pe coclaurile acestea. În fine, nu știu zona, nu cunosc și nu vreau să vorbesc de rău, Doamne ferește. Lăsați părerea în comentarii. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, mă ajută mult de tot. Și distribuiți, dacă credeți că acest videoclip merită. Eu vă salut de aici, din satul... Eu vă salut de aici, din satul Drăușeni, comuna Câța, județul Brașov, și vă urez o zi frumoasă. Mergi cu 80-90 la oră, vezi ceva de la distanță, trebuie să frânezi. Și bănuiesc că majoritatea frânează, văd ce e și o lasă acolo. Din păcate este vorba de o barză, care nu știe cum a ajuns acolo. Ori a fost atacată de vulturi, ori... Nu știu, dar ideea e că am oprit să dau din drum, că puteam să o ocolesc și gata.